Zilele trecute s-au disputat partidele din turul 3 al Cupei României la fotbal. În această fază a competiției, județul Maramureș a fost reprezentat de formația Comuna Recea. Echipa antrenată de Romulus Buia a întâlnit în deplasare Universitatea Cluj, echipa în fața căreia a cedat cu scorul de 1-5. Formația din Recea a început mai bine meciul și a deschis scorul în minutul 6 prin Vasile Chinde, însă gazdele au egalat în minutul 28 după golul semnat de Adrian Micaș, care a stabilit și scorul primei reprize 1-1. Universitatea Cluj a dominat partea a doua a jocului, reușind să marcheze de 4 ori prin Octavian Ursu, Iuliu Hațeganu, Brian Lemac și Dorin Goga. Clujenii se impun în final cu 5-1 și se califică în faza următoare a Cupei României, iar Comuna Recea este eliminată din competiție. Maramureșenii se vor concentra pe campionatul Ligii a 3-a de fotbal, unde au avut un parcurs perfect până acum, reușind 3 victorii în tot atâtea meciuri disputate.